fii atent, frate, cu băieți în peisaj. Da, acum sper că nu se taie la montaj. Ok, frate, știi că nu am adversar. Sunt cu Tiberiu și Cornel la pește la grătar. Nu s-aude nimic, ăștia să mai muțăresc. Ia. Asta-i tătă carne. Așa-i vă, te-ai dat-o la... Te-ai dat-o la șorpi, la șorpi, la șorpi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. După cum vedeți, este o zi superbă. Sunt aici cu fratele Portocală. Pregătim o rețetă inedită portocală. Ne poți arăta aici puțin să vadă oamenii ce facem aici. Dar ia portocală, dai tu o cârjă acolo. Deci, dar hai să vedem dacă ghicește cineva ce facem noi aici. Mamă, ce bine arată, îmi vine să le mănânc. Ha? Hai mă, că va ieși ceva inedit aici. Spune în felul următor, în momentul în care europenii au făcut colonii în America, ei ne-au dat, noi le-am luat lor aurul, dar și porumbul. Și în schimb le-am dat boli. Uite, eu nu înțeleg de unde știe fumul ăsta, pe ce parte stai eu de fiecare dată. Ești bășinos. Dar una peste alta mai avem de tăiat o mașină între timp. Uite, vezi mașina aia de acolo? Aha. Avem de lucrat puțin la ea. Ăsta cu matizul a parcat iar pe locul meu. De data asta n-am să mai trec cu excavatorul, am să pus o poză sau cu secuia de asta. Dar să le spunem oamenilor aici că înainte de a merge la pescuit, dar ne strângem toate sculele și astea, o să vină și Tiberiu și Cornel. Să mergem împreună la pescuit. Pentru prima dată trebuie să profităm de vremea asta frumoasă. Ceva tare. Ne-am săturat de fantome. Mergem la pescuit. După care o să ne reluăm activitatea. Nu, bă, fraților. Azi este ziua noastră liberă și am ales să o împărțim cu voi. Ne relaxăm împreună cu voi. Așa că dacă ați intrat aici, stați până la final. Pentru că o să și râdem. Să sperăm că prindem și pește. Nu știu dacă o să prindem și pește, pentru că este foarte frig afară. Adică azi nu e frică, stau la tricou. Adică cu mine v-ați obișnuit, că și iarna stau la tricou. Dar încă este rece. Așa că o să vă arăt imediat sculele și tot arsenalul, cu sonar, cu bărcuță, cu toate nebunile. Mergem cruis să prindem pește, să facem ceva acolo, să mâncăm. Sperăm că va ieși ce trebuie. Adică trebuie să iasă ce trebuie. Bă, fraților, ne-am urcat în mașină, n-am mai stat să mai arătăm cum încărcăm, cum asta, ca să nu mai pierdem timpul, că deja este târziu și trebuie să ne instalăm pe baltă. Și știți și voi cum este cu prostia asta de București, că este o aglomerație, uitați și voi ce este în față. Este jale ce este, până ieșim din București o să mai dureze ceva, așa că n-am mai stat să mai pierdem timpul. Am încărcat aici bărcuță, ne-am luat măsuță, ne-am luat tot, ne-am luat ostrea să ne mai oprim să mai luăm ceva pentru grătar, niște mici, niște carne, cu Cornel nu mănâncă oaie, Tiberiu mănâncă orice și carne de dinozaur, dacă îi dai, Tiberiu mănâncă orice, portocală să uită în camera acolo, văd că vrea să dea bine, să pară frumos. Da, da. Da, am văzut, m-am uitat. Deci, fetelor, dacă este și vă uitați acolo, dați-i lui Portocal acolo, un follow pe Instagram acolo, Cătălin Portocală. Bă, lăsăm gluma la o parte, nu știu dacă o să prindem pește, pentru că încă nu este timpul lui. Une te bași, bă, mâncați aș gura ta. Încă nu este timpul peștelui, dar eu sunt de fiecare dată foarte încrezător și foarte optimist. Bănuiesc că și Portocală la fel, pentru da. Că noi suntem cu pescuitul de când suntem mici. La mine este una din pasiuni pescuitul, din hobby-uri, să zic așa. Pescuitul, frate, pentru mine e la fel precum cântatul. Deci, eu sunt mort după pescuit. Când vine vorba de pescuit, și vă promit că o să fie unul dintre cele mai tari vloguri și ăsta de azi, pentru că o să facem toate drăciile posibile și imposibile pe acolo. Ce mai este? Mai e ceva de făcut, ceva de luat, ca să nu uităm? Da, trebuie să mai luăm cărbuni. Pentru grătar. Cărbuni, cârnați, carne, mici, cârnați, carne. Ce mâncați voi. Ne oprim la Mihăilești acolo, la Kaufland, nu știu cum se numește. Și ne aprovizionăm acolo și mergem direct pe baltă. Ce facem? Rămânem aici sau mergem să vedem și la pădurea acolo care e cafeaua?
Eu zic să testăm prima dată locul cu sonarul și după să mergem și la pădure să vedem care este treaba. Eu uite și cormorani acolo. Eu a zicea totuși înainte, dar ne-a apucat să descărcăm. Să mergem până la pădure acolo. Ăla e locul meu de când vin pe balta asta și îl cunosc bine de tot locul ăla. Hai să descărcăm doar bărcuța. Da. Știi cât pește mănâncă un cormoran? Da. Știu cât pește mănâncă un cormoran, dar asta e semn bun pentru că aici e peste, pește în zonă, da. Unul la mână și doi la mână, cormoranii sunt pe malul celălalt, nu știu dacă se observă pe filmare. Hai să mergem până la pădure, eu vreau să-mi fac nebunie. Hai, hai să vedem cum arată. Hai. Ăsta e locul. Ăsta e locul. Aici a fost, da. 2-3, partea 2-3. Că nu știu acum ce să fac, cum să fac. Ce-i drept, da, e un loc mai mare. Dacă te vezi acolo în capul sucului, este și acolo cormoran, dacă te vezi. Nu-i văd. Am văzut, sunt la fund de acolo, ia să-l vezi imediat o să iasă. Nu știu ce să fac, cum ți se pare aici și cum ți se pare partea. Da, mi se pare mai greu locul aici, că e în pantă. E mai greu, trebuie să te apleci un pic. Da, 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 e mai greu locul aici, e în pantă. Dar hai să-l testăm totuși cu sonar. Dacă nu e peștele aici, ne băgăm în partea cealaltă. Zici tu? Perfect. Portocala, te-ai apucat de asamblat masa? Bă, dar ce frumos este aici, n-ai treabă. Pește, dacă prindem, o să trebuiască să prepar rețeta mea secretă, pe care o să o dezvăluie lui, nu știu, probabil mai târziu sau altă dată. O să cam punem ăstea așa cum ard, ui. Da. Ia vino un pic, hai să prepar și eu asta, ajută-mă un pic. Hai să fac picioarele. Mai ai o? Încă două. Rămâne o loagă. Așa mă, că nu rămâne. Păi pune picioarele în ghips aici. Bă, dar chiar e frumos aici, mă. Chiar e o zi perfectă de pescuit, de grătar, de tot ce trebuie. Deci, fraților, e ultima zi de relaxare înainte de a pleca în țară. Deci am să facem și un pescuit. Acum, să sperăm că o să și prindem, dacă nu pe zi la noapte, o să stăm până mâine. Ce este aici de instalat, o nebunie întreagă. Tocală? Da. Ia-ți-ne puțin, hai să prepar și eu astea. Ia și mie cânepa aia. Nu știu unde l-ai pus. Asta, ia ține tu telefon. Am aici niște secrete, niște... Am și un pelet aici. Asta în caz de incendiu îl folosim în caz că nu vrea să pună gura la asta, facem altceva. Așa, hai să... Dar le zicem așa în mare despre ce este vorba, mă. Sau să nu spun secret? Nu, secretul o să-l dezvăluim după ce... După ce prinde, că poate nu prinde. După ce prindem. Înțelegi? Exact. Dar mulți o să vadă ce... Mulți ori să vadă, puțini ori să cunoască. Ce frumos miroase? Mi imaginez. Mamă, ce bine miroase. Așa, o dată. Așa. Cred că trebuia să luăm o găleată mai mică. Să preparăm mâine? Să amestecăm în ea, da. Am văzut o găleată aici. Sunt de vopsea ale. Da? Da. Dar alta nu mai avem? Nu. Nu mai este, a? Nu. Hai. Așa că am rupt-o cap. Băi, dar... E miroase, să vezi. Da, foarte frumos. Oricum, trebuie amestecat tot. Vine să mănânci tu, dat peștele. Păi da. Hai, totu, spune-ne ce nadă folosești. Bă-ți boabe fierte. Acum, nu, asta e rețeta mea. Dacă vrea cineva să o folosească, să o folosească. Repet, noi nu suntem pescari profesioniști. Rețeta asta o am de la domn Florin. Și îl salut pe această cale. Probabil o să se uite sigur la vlogul ăsta. El mi-a vândut rețeta. Deci fierbeți boabele, primul procedeu, până-s bune de mâncat.
După care cânepă, acum depinde fiecare, după ce poate să fie cânepă în miere, poate să fie în mai multe astea. După care fructoză. La ce avem noi aici, băgăm vreo 3 kg de fructoză. 3 kg, 1 kg jumate, gen. Cam așa. Fructoză. După fructoză. Vreau să gust din fructoza aia. Are, e de fructe, e de toate cele. Deci avem aici. De la senzor, avem, mă rog, nici nu mai facem reclamă, avem LPD. Care LPD-ul ăsta, la câte boabe sunt aici, LPD înseamnă lapte de porumb dulce. Înțelegi? Da. Ce vorbești, bă, cu mânuțele astea? Nu pot să desfac. Ce e, bă, prins așa? L-au fiert în superglu. După cum se poate observa, Ionuț Ghiță cu mânuțele lui de... De domnișoare. De culturistă. A putut desface sticla. Și la ce boabe avem noi aici, este suficient un 100 de mililitri, adică un kilogram. 1000 de mililitri. 1000, 1400. După ce punem LPD-ul ăsta, o să punem și niște aditivi de tot de porumb, deci totul facem de porumb. Ca să fie treaba. Să-l putem lăsa aici să se mai scurgă. Am putea. Am putea, dar... Ce zice un șchiop care joacă fotbal? Am putea să câștigăm. Am putea, da. Te-ai prins? Dacă eu nu prea poate. Nu, am putea, adică gen are piciorul amputat. Ah, am putea. Am înțeles acum. Bă, o să le lăsăm după aia să se mai scurgă. Îi arătăm oamenilor așa ce și cum. Ar trebui... Portocală te risci tu să bagi mâna aici, să-l învârți ca lumea? Da, mă, da, mă, risc. Hai, să bagă mâna acolo. Ia și învârte un pic în el, amestecă bine. Bagă de jos așa, așa. Bagă-o pe amândouă. Bă, este pe moarde, mă. Încă ard boabele? Da. Păi, ești nebun. Uite ce... Până o să se... O monetizeze. O monetizeze. O monetizeze. Omogenizeze, băi. Da, mă, așa am nimerit acum, ce vrei, asta este. Da, hai să, până hai să le râdea de mine. Până să omonegizează, da? Da, după ce se omonegizează. Omonegizează. Ce trebuie făcut după? Pusă fructoza, bagă bine la fund, așa. Bagă-i mă la mâna la fund. Bă, frate, ard. Arde, da? Arde dacă bagi mâna la fund. Da. Amestecă-le bine, noi pregătim nada, după care asamblăm... Bețele, asamblăm toate cele și ne apucăm de plantat, avem bărcuța în spate. Portocala s-a apucat aici deja să pună monturile pe bețe, așa că ne pregătim. Eu o să caut rod podul de aici prin portbagaj. Important și esențial. Portocala a uitat rod podul celălalt de la lansetele celelalte acasă, a uitat viermii, a uitat râmele și am venit cu mâna în... Anus. Deci, băi, ce avem pe aici? Zici că ne-am mutat cu totul. Băi, chiar e frumos, mă, uite, au început și pomii să înflorească, au început. Bă, foarte bun. Dacă încep și peștii să înflorească puțin și să intre. Ești drelit în picură. Hai. Nu ești drelit, e murdar. Hai să le băgăm, să punem monturile, să punem tot ce trebuie. Bă, fraților, noi între timp am făcut grătarul, n-am mai apucat să mai filmez, că a trebuit să mă duc până la București, că am uitat să iau scaunele, am uitat să iau rod podul de la celelalte lansete, portocale în lumea lui, cu ochelari la ochi, mai e puțin și e seară. Ce să zic, lansetele sunt unde sunt, așteptăm să vină și băieții din moment în moment. Avem aici primul set de rod pod cu 4 lansete, unde dau eu, în partea asta dă portocală. Unde sunt și astea toate pe poziție. Așteptăm marea captură. Portocală? Da. Să sperăm că o luăm, nu? Ce zici? Mai mult tu. Mamă, ce faci? Faci de mâncare? Exact. Tu ai luat rolul lui Cornel. Eu? A? Da, păi nea Cornel, gata. S-a dus, nu mai am? Câte un cărnat, câte un mic, a? Băi, trebuie să oprim că vin și ei, bă, să facem grătar aici, să facem ce trebuie. Trebuie să oprim și ceva aghiazmă. Bă, dar ce încins e grătarul ăsta, mă. Trebuie puțin întins, că arde foarte tare.
ne-am luat aici și bolidul ăsta, că nu l-am mai folosit, cred că, de un an și ceva. Mai scoatem și pe el, pe la pește. Asta e mașina specială pentru pescuit. Da? Da. Ce-ar fi acum să fie direct așa pe filmare, când trage peștele, mă? Da, ar fi foarte frumii. Ar fi foarte frumii, cum da, zic. Nu te juca cu nervii mei. Cum zic unele. Ar fi foarte frumii. 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 Țin să vă anunț, dragi spectatori, așa. Ca să zic așa. Telespectatori. Telespectatori, că nu se uită la televizor, sunt doar spectatori, dacă așa. Se uită pe YouTube. Cântă mai repede. Prima mea eșeală cu Ionuț Ghiță la pescuit. La fel de bun ca Argon, ca și pescuit. Așa. La fel de rău de gură ca tata și la fel de leneș ca Alex. Vă pup pe această cale. Sau ca Tiberiu. Lasă pe Tiberiu că la noi. Au că vin și ei acum să zic. Avem și minciocul pregătit aici. Avem, bă, fraților, pește să vin. Avem și v-am arătat aici. Uite, vă mai arăt o dată. Avem sonarul aici, avem bărcuța de plantat. Avem aici o nadă făcută doar de mine din boabe fierte cu esență de vanilie, cu fructoză, cu multe chestii, cu cânepă, cu multe chestii care o să vi le... Oara asta vă promit că o să facem o grămadă de vloguri. Dar să las vorba aici să vină și băieții, pentru că este ultima noastră zi de relaxare. Ultima zi de dragoste, întâia noapte de război. Mergem la vânătoare. Hai, dezbracă-te că avem de vorbit. Pot să zic și eu ceva la cameră? Incredibil! Mamă, băi, am auzit cum sfârie, mă. Băi, portocală. Băi, vezi, mă, că e focul tare, mă, ia foarte repede. Băi, fraților, să nu ne înjurați că vă facem poftă. Vă promit, mamă, dacă... Cum miroase, cine dă like și comentariu la acest clip, promit că îi răspund. Deci mă jur, pentru prima dată în viața mea, dacă vă uitați la clipul ăsta și îl vedeți pe YouTube, cine... Păi știți că noi nu mai suntem în viață. Cine pune like și comentariu și spune că vrea și el ceva de aici de la grătar, mă jur că îi răspund la fiecare comentariu, chiar dacă sunt câteva mii cum sunt de fiecare dată. Da, deci practic noi o să facem... Vezi că se ard. Taci, nu așa, mă, că se pune funingine dintre aia, trebuie să potolești și tu focul ăsta, bă, portocale. Păi tu ești grata rageu sau ce ești, mă, mâncați aș... Eu i-am luat locul lui Neapache de la Oltenica. Mâncați aș bretonul ăla de la ilegal la spate. Da. Deci niciodată să nu zici unei femei, fă, îi zici, făptură. Făptură gingaș. Făptură gingaș. Știu, boss, știu. De-aia stau prea mult pe lângă tine, o să învăț să crăcuiesc și mașini. O să învăț ce să mai fac să pescuiesc. Ai văzut azi, ai anteat matizul ăla. A, da, astăzi l-am făcut bine. Cred că de data asta trebuie să-i punem gând rău și ăștia. Hai să le arătăm și pe asta oamenilor, că să știe oamenii aici ce și cum. Parcă mi-e milă de ea, dar parcă aș da cu ea un pic în gârlă. Ha? Ce zici? Eu zic, mai prima dată să prindem pește, măi, și după să... Bă, ce-ar fi, mă, să nădim cu Opel-ul? Da, băgăm păi, boabe în portbagaj. 50 de milioane bărcuță, 50 de milioane Opel, tot. Mamă, dar ce bine arată. Deci, practic noi suntem la pescuit, da? Și ne servim așa, cu două fleci frumoase de porc, din ceafă de porc. Din ceafă de melc. Da, neasezonate cu nimic, că suntem la pește. Asezonate cu gust de pește. Doi cârnăciori, da, tot de porc, așa. Și oaie. Așa. Da? Și doi mititei de vită și oaie. Da. Pentru că suntem la pește și trebuie să prindem putere, da? Care e ideea? Sperăm să avem captura cea mare, să aruncăm ceva frumos pe grătar. Să sperăm că o să prindem ceva mare. Da. Sperăm că luăm și noi o bucățică, avem instrumentele necesare. Vreau o bucățică, că... nebunule, a? Da. Mai în sânge așa sau? Ce în sânge de tot crodă? În crustă. Lăsăm da, cu... și cam așa ne ardem noi aici. Să sperăm că este ceva frumos. Lăsăm gluma la o parte, bă, fraților. Așteptăm să vină băieții din secundă în minut. Din oră în secundă, din minut în secundă. Eu vreau să prind pește. Eu vreau ca portocală, dacă am prins pește. Da. Mamă, ce peisaj am în spate și cum se vede cerul. Bă, păi, direct deci, de mi-am luat barba, mâine trebuie să mă tund. Dar uite, tu zici că sunt... Zici că sunt pisic de la urduros, pisic ploat. Ați văzut pisicea fără păr cum arată? Exact așa sunt eu. Mă tunzi și pe mine? Băi, eu știu decât într-un singur fel să tund. La zero, da, dar doar prin păr. Te tund la chelie cu breton, așa.
cine este Ronaldo? Sau la chelie cu perciuni. Sau îți las breton la spate așa. Vrei? Nu. Nu vreau, nu. Deci lăsăm gluma la o parte. Fraților, să așteptăm să vină băieții. Noi așteptăm aici captura secolului. Și ce credeți că am luat până acum? Din trei am luat-o pe cea mai lungă. A, uite cum stau aici fetele. Stau. Ia uzi o portocal, ce se aude? A început să sară. Nu, ia uzi. Ia uzi. Și ăsta stau tot la fel. Cam butoi stau aici. Nimic. Deocamdată. Nici o trăsătură, nimic. Uite-te și tu la ele. Ia. Ia uite și tu cum se văd firele. Totul e cum trebuie, totul e treabă rost. Doar că deocamdată refuză să mănânce. Deocamdată nu vrea. Deocamdată. Poate vine Tiberiu cu Cornel, vin cu noroc, mă. Nu? Să vină. Uite și tu cum stăm aici, zici că suntem băștinași. Băștinași. Uite, mașini pe sus pe acolo. Uite și tu, avem scule, avem senzuri, avem frigunoase. Dar nu vă mai spun, e un frig afară. Niciun câine nu-l dai afară. Asta este. O să prindem sau nu o să prindem? Noi sperăm, să sperăm că o să prindem. Corect. Zi portocal. Da, și eu sper să avem măcar un drill să scoatem ceva la cameră pentru stimații spectatori. Fraților, dacă nu o să scoatem nimic la cameră, vă pun eu de anul trecut. Vă punem câteva capturi de anul trecut. Bă, na, nu de fiecare dată când vii la pește, nu știi cum o să prinzi. Ca și la bătaie, nu zici, mă duc să-l bat. Mă duc să mă bat, că nu știi că poate o și ei. Dar, iau, s-aude un motor, bă, cred că vine și Tiberiu cu Cornel. Tu dai seama ce o să facem noi aici, patru? Nici nu o să bă, eu cred că e ori să plece. Nici nu o să ne ținem la ei, mă. Nu, eu știi ce vreau? Vreau să-i forțăm să stea toată noaptea aici cu noi, în condiții ostile. Da, o să plece. Stea... Ei, niciodată, ei nu vor să stea, nu... Cum o să nu stea? De Cornel n-ai loc aici dacă vin. Să vedem dacă reușesc ei să stea cu noi în condiții ostile toată noaptea. Trebuie să stea. Și așa e. Atunci îi punem la încercare. Dar asta o să fie o mică farsă pentru băieți. Stați geam. Chiar, hai să le facem o farsă. Da, hai să le facem. Hai să ne gândim la o farsă, da, ce o să le facem. Farsă bună, nu știu. Hai. Gândește-te la o farsă, ce am putea să le facem? Hă? Da, asta ar fi. Hai să-l plimbăm, bă, Cornel, cu bărcuța. N-are loc în bărcuță. Îl punem aici pe sonar. Bă, dar să uit eu. Am venit, bă, fraților, am luat sonarul la mine, am luat tot ce mi-a trebuit, tot ce asta. Și ce ziceți, bă, frate? Am uitat să iau o mufă asta de la baterie. Și l-am luat decât de poză aici. Că treaba n-am făcut nimic cu el. Bă, deocamdată că suntem noi aici lângă ele, nu e nevoie. O să băgăm mufelele, dar știi când le bagi pe alea? Nu. Când ne punem o mașină. Până nu ne punem o mașină. Ostile. Asta înseamnă condiții ostile, uite-te. Asta înseamnă să fii viking cu adevărat. Asta înseamnă să fii tuns cu bretonul la spate. Dă-i de mine că am bretonul până la spate. Hai, bă, ia fii atent, facem o provocare pe vlog. Facem o portocală provocare, ia zi. Îți dau 5 milioane, mă, lasă-te tu la chelie. Nope. 5 milioane? Nope. De ce, mă? Nu vreau. Dacă vrei să te tu la chelie. 5 milioane doar prin părți aici la chelie. Nu vrei 5 milioane? Doar prin părți, așa mă tunzi la chelie, dă 5 milioane. Dacă vrei să mă tunzi, ia. Ia, fii atent, ia. Ia, uite-o. Ia uite-l. Ia, ce-ar fi o să luăm direct să pe... Să tragă direct la filmare. La să tragă direct pe filmare, ia stai așa. Trebuie să trec într-o parte dacă e trăși tu. Ia să vedem. Ia. Ne uităm la vârf aici. Cred că tete ceva în film. Cred că a dat Liliac ceva, ui. Nu, Liliac nu sunt acum. Încă cibernează. Înseamnă că a trecut ceva prin film, pește ceva. Ceva, cred că a dat ceva în film. Ce mă speria. Ia ce-ar fi acum să luăm direct, băi, să luăm. Să luăm direct așa pe vlog, ce-ar fi? Ar fi senzație. Hai de capul. Mamă, fraților, ce-ar fi să avem drill acum direct pe vlog? Mamă. Dar nu e o crapu când dă o ia, bă, ia de...
Nu, mai sunt și de aia care... Bine, că acum, acum e cam anemic, așa. Uite, mă sună Cornel, revin imediat. Bă, fraților, portocal aici e cu lemnele. A venit între timp și Cornel cu Tiberiu. Aici suntem pe baltă, aici urmează să punem... Aici aștept, domnule, unde-i mâncărica, unde-i grătăria lui. Știi, venim? Cum o să nu știu? Ha? Cum să nu știu? Păi nu așa... Ai prins ceva? Am prins, am luat niște somn de la de 5 kg. Te uiți să faci video la internet în cameră. Ia uite și o mașină pe partea cealaltă. Ui, ia uite. Nu mai n-am prins nimic până acum. Uite-o aici, carne. Uite. Uite, aveam câte un mic de fiecare. Păi cine l-a tăut și-a urs și luai două fleci de carne și le puneai cu la chirostii. Asta e o carne? Da, oi, cât vrei să mănânci? Asta e toată carne. Așa, păi, ai dat-o la... Omul cât mi-a dat. Ai dat-o la șerpi, la șerpi, la pești. Am mâncat o câine, a lăsat-o asta pe masă și... Bă, hai ca să spun care e treaba. Că a lăsat carnea aici jos și a venit câine și ne-a mâncat carnea. O gustat din tăti. Da, mă, dar de ce sunt tăti? Nu, ăstea sunt ce-a rămas, că i-am bătut. Dar nu, bine, am vrut să-i bătem, dar nu i-am prins. Portocale de vină, că era cu lemnele pe aici. Tăia lemne sau ce făcea. Așa veți aici, aici? Aici? Uite, mă, poți să mănânci bonguel dacă vrei. Oabe, de orez. E de oriez, auzi? Poți să mănânci dacă vrei. Ai lanternă, mă. Dar chiar atât așa puțin carne. Am mâncat o câine, mă, vorbesc serios. Dar câtă carne, mă, că nu i-am mâncat deja. Ați mâncat? Da. Serios? Da, am mâncat. Ați făcut? Eram rupți de foame, ce-ai? Păi și cum, doi mici ați făcut și doi cârnați și două de astea? Da, astea ale tale voastre astea. Când ați făcut voi, mă, cu voia gata prins foc. Dar nu miroasa nic. Dacă zic că am mâncat, uite, tu nu vezi că sunt instalate astea, lansetele, sunt toate astea, sculele aici. Ha? Ia uite. Uite, astea dau eu cu ele. Și în partea cealaltă, uite, asta e bărcuța cu sonarul. Și în partea cealaltă, unde sunt alea acolo, dă portocală cu ele. Și bărcuța ai trimis-o pe apă? Am trimis-o, și-a făcut treaba și acum... Așteptăm marea captură. Și marea captură, că e rău și apa, bă. Nu. Cum o pune o mână pe ea, bă? Nu, că e pe senzor. Hai, bă, ce frică de ea. Dar ce să-i fac? Am pus mâna și vrei să-i fac. Lasă-o de-i pașii. Băi, vezi? Nu, lasă-o că o tragi după pat, bă. O tragi după pat. Nu. E pată, auzi. E pe pată, nadă. Și pată. Nu, dormeză. Pată de boabe. E pe dormeză. Ia uite. Are instalații de aia de Crăciun. Ia fii atent, a pus suportul. Mai ridic-o un pic. Mai ridic-o. Băi, ești nebun, am văzut în viața mea așa ceva. Ei, fete, ia fii atent. Ghiță. Deci când trage în asta, se aude și în asta, aici, vezi? Aud. Și îți arată care trage, vezi, galben. Zic, alo, domnul pește, ce faceți, domne? Nu ne trimite și nouă de neamul dumneavoastră? Sunt unii, unii ai. Eu stau acolo, tot acolo. Uite, are bărcuță. Da, o bărcuță, uite. Uite. Bărcuță și sonar aici. Dar numai că am uitat să-i luăm ce-i trebuie. Și sonar. Asta vede pește de unde e în apă când merge. Mamă, uite ce lună mișto. Uite are aici și... Și vede peștele în apă, nu? Da. Și substratul. Vede peștele, vede tot ce e în apă. Vede și ce rasă este, dacă e maidanez, dacă e... Asta e rețetă proprie asta, ia de-s-o portocal. Ce zici, n-au te tăt. Păi ești! Nu-s bune din mâncat aici? Ce-i un fel de bonduel. Atâtea boabe? Ia miroasă să vezi cum miroase. Miroasa merg de albinea. Aha, vezi bă că ți-a imediat adiclit. Bă, dar 20 de chile de boabe? 35. 35 de chile. Voi hrăniți peștele și nu mai prinzi nică. Le-am făcut pe toate și partida viitoare să avem. Dar ăștia dacă sunt vezi? Put, sunt mai bune. Da, nu, împuțite sunt mai bune. Am pus. Tot așa. Ai văzut? Tot pe senzor, tot treabă rost. Tot să stai la pește așa. Da? Păi dar nu mă, băi, noi avem stația în buzunar. Cât îmi dai să-mi fac o uți să-mi zică rău, bă, drachită și primim cu cai. Stau aici și așa și primim cu cai. Băi, îți trebuie cârlici, îți trebuie. Băi, îi dau eu. Ia portocală, ia puneți asta în frunte. Nu, deci, băi, ne face... Băi, stai aici, la grătar, oh. Cu tonaj, cu barcă, cu toate cele. Și nici trebuie să fură, măcar.
Și ai una, două, patru, loc acolo. Aici patru și în partea aia patru. Patru cu patru. Și aici cu heleșteu de aici, cum se cheamă? Minciog. Cu minciog. Eu mai spun Aquaman și la ăla îi spun tridentul. Uite așa. Nu, bă, că ia furnigine de-aia o să se ridică. Ia furnigine, mă, cum mă să ia furnigine? Nu ia furnigine. Se aprinde mai repede așa. Ia, ai văzut? Ia vezi. Așa le invoci. Inventatorul Ghiță invocă puterea străbunilor pentru a prinde focul. Da, până prindem pește, să facem pește, eu aștept. Păi, dacă prindem pește, eu am o singură dorință. Cornel să-l pregătească. Dar da, știi, Ina Cornele, să faci pește? Măcar dacă luăm unul de ăla așa. Pește? Numai de ăla așa luăm asta pe aici. Lasă să te învăț eu. A, tu vii la pește acum, mă. Ia părășie, nu cred că tău. Ia părășie, nu dă. Hai, păi, baga bani degeaba în mâncare. Măi, dar nu contează banii, nu contează. Contează că ești în natură, contează că ne simțim bine. Vedem dilozaurea mari. Dizonaurea mari. Cocrodilii. Și-am venit la tine. O să afli la noi în vloguri. Da, nu fac eu nimic, nu zic nimic. O să afli... Bă, dar și acolo. Ce o șață așa e pe șerce? E luna. Biecu. Au tras ăștia luna mai în jos. Nu, e luna, e luna sângerie. E luna sângerie. Așa. Mamă, dar ce? Și așa cum o să afli lumea în vlogurile noastre, de ce am venit la voi. Oameni, că suntem prieteni, că suntem... De ce ați venit? Normal că suntem prieteni, că eu eram prieteni, nu mai veneam. Ia zi acum, n-am venit de aia. Măi, portocală deja... Dar o să vadă, nu le dăm, să le dăm... Dați-le voi dacă vreți. Nu. Nu. Nu știu, domnule. Cornel, dacă... Am zis să ne dea o leagă de mâncare, că nu mai avem mâncare la căsuță. Da, bă, să le spunem oamenilor despre ce era vorba. Aveați drum pe la București, vă era foame și ați venit pe baltă să mâncați. Păi am zis că ai prins vreo 10 kg de pește și mâncăm și noi, dar de unde? Am luat, da. Experiență. Bă, să sperăm că băieții ăștia doi au venit cu norocul și că... O să le arătăm oamenilor ceva frumos la cameră. Da, unii că erau niște oleac deja de la scânduri de asta. Nu, s-a prinde. Trebuie ceva, a făcut așa, a făcut... Trebuia un șaună. Dar nu, ce șaună? Nu, băi, nu mai pune, lasă că... A, aia da. Dar sau poți să-i faci așa? Și șocanul? Nu? Dar cum, chiar? Mamă, dar ne-a fumat de tot aici. Vezi, le are timp, e foame, se cunoaște. Ți-a foame? Numai tu la căsuță când ți-era foame, bagai din. Ai văzut? Stai așa, că nici asta nu e bine. Acum câteva luni mâncam la căsuță și acum mâncăm pe la bucurie. A, bă, băieți, dar dacă vă dau eu o invenție mai bună de atât, îmi desface și mie o sticlă de suc, de la care veni Război. Ia fiți atenți. Nea Cornele, îți îmânez instrumentul. Ce portocală, te-ai gătează după aia, văd ce vreau. Ăla-i, băi. Băi, te-ai ocafut mașina, băi. Poate are scurgeri de benzină și a exploda. Băi, dau, ia mașina foc, băi. Ia mașina foc, portocală. Tu suntem față, măi. Băi, văd, te-ai ocafut. Hai, văd, dar berea aia. Portocală-i poate aia despre ea? Nu. Băi, fraților, ne apucăm să facem încărică. Un mini grătar aici. E mini grătar, da, e mini grătar. Asta e mini grătar. Hai. Tiberiu mănâncă tot ce e pe grătar aici. Cred că ajunge. Bă, dar nu e focul cam tare? E o leagă tare. Asta nu e bun. Nu, hai că arată bine. Vedeți că mai sunt și... Mici? Mai sunt și niște mici. Câți mici ai acolo? Nu știu. Nu mulți. Nu. Oh. 2, 3. Așa, domne. Ajunge, doar suntem 4. Da, fiecare câte o jumătate mic și ăla e. Hai, mă, mâncava. O jumătățică. Eu o cârnață. Bă, ca lișilor. Liș. Mă, ce e aici de cât Tiberiu mănâncă? Bă, dacă e gras. Dacă Tiberiu e gras? Dar dacă Tiberiu e gras, tu cum ești? Obez.
Tu vezi cât ești tu, zici că te-ai jucat cu compresorul când ai fost mic. Aveam unul de motor de frigider. Ce, compresor? Da. Și îmi puneam bicicleta la umflat și până la urmă am pus-o la umflat până a sărit sus cu o boltă bicicleta, bolta de struguri. A început să miroase a grătar. Ce frumoasă e viața. Ia portocal, cântă-ne ceva, hai. Fă tu un, uite, ai, în momentul ăsta ai șansa vieții tale să faci pe vlog aici un botbox sau cum un rap, așa scurt. Hai. Ia, știi, mă, să faci beatbox? Ia. Hai că fac eu. Nu, bă, este slab. Face Cornel dacă slab. Vreți. Face Cornel așa. Nu, că Cornel face pe partea aia. Nu, parcă e hiena. Nu așa, mă, bă, uite așa, mă. Ia. Dar stai ca să scuipă mai aici. Bă, stingi focul, băi. Ia uite la el, lui. Cum e ea? Cum? Ia. Ia mai fă o dată. Hai, Cosmin. Ia mai fă o dată, ia. Cășu păș. Hai, bă, Tibele, mai fă o dată. Pă, cășu păș. Ia portocale, ia. Ia uite-l. Ionuț Ghiță. Pan de microfon. Stai, mă, că... Hai, mă, zi, elefant. Ia. Hai. Hai în portocală. Fii atent, frate, cu băieții în peisaj, dar acum sper că nu se taie la montaj. Ok, ia, frate, ia. Știi că nu am adversar, sunt cu Tiberiu și Cornel la pește la grătar, ia. Nu se aude nimic, ăștia să mai muțăresc, fii atent, frățioare, cum se matolesc încă o dată, frate, două peste cap, pentru că eu sunt portocală și că fac rap, ia. Ia stricat tot momentul de glorie lui portocal. Da, te lăs ca să... Bă, ce frumos miroase, mă, miroase la grătar. Portocală, ți-e foame? Ia, portocală! Ce? Ia uzi, fii atent. A tras acolo. Nu tras? Nu cred. N-ai auzit? Vezi dacă e vreun bec aprins, dacă nu e bec aprins, înseamnă că mi s-a părut. Mamă, ce ar fi să prindem? Cornel să fac eu, dacă face Cornel. Rupe normele Cornel. Portocale! Tiberiuțean! Bă, cad aici. Tiberiu ți-a locul, băi. De zău dacă nu ți-a Tiberiu. Ia. Hai, bă, portocalul. Ce-i acolo? Apă din baltă? Da. Dar de ce pui apă? Nu pui apă din baltă, finiș. Cum finiș? Au. Bă, vezi, bă, că-mi dai fum. Bă, și nu pot să stau așa cu mirosul. Încă o dată. Hai, o portocală, mai fă o dată. Și încă o dată, și încă o dată special de ce la portocală. Hai, de la portocală, ia. GG fat. Să înceapă petrecerea. Bă, mai ce, mă, că speria pești. Bă, fraților, niciodată, nu știu dacă ați văzut un vlog de-al nostru, așa ne cam distrăm noi pe aici. Nici n-am vrut să facem asta până la urmă publică, dar da, în cele de urmă Nu cred. Oh. Ma? Mamă, ce bun e! Da, era doar de mâncarea lui Cornel. Cu bunătate, domnule. Și grătarul trebuie să știi să-l faci. Era doar. Da, mă încoat. Ghiță, ia și tu pâinea din mașină. Nu, mâncam fără pâine, că mă îngraș. Păi, poți să te mai îngrași mai mult de atât? Uitându-te la tine, nu știu. A? Nu știu care dintre noi s-a jucat cu compresorul. Eu sunt și gras și frumos. Asta e părerea ta, nu știu dacă spun și oamenii la fel. Să-mi zică lumea în comentarii. Care crede? Dacă o să strâng Ionuț.
50.000 de like-uri la episodul ăsta, înseamnă că portocalul e frumos. Portocală? Fii da. Atent. Pe tine când te-am scos prima oară în oraș, te-am pus pe bancheta din spate, că pe scaunul din față n-aveai loc. Bă, eu când te-am dus pe tine prima dată în Berșca, te-ai descălțat la intrare. Când te-am dus prima dată la țară, n-ai intrat pe poarta mică, ai intrat pe porțile mari. Când te-am dus prima dată la oraș, ți-am dat kiwi să mănânci și ai zis că e cartof cu păr. Da. Tu ai chiloții? Știi cât ai chiloții? Cât fusa de camion? Cât asta, cum îi zice, bă, de zbor cu ea? Parașuta. Cât parașuta? Serios? Ai uitat, mă, când te-am scos prima dată cu platforma în oraș, că mașina nu avea cum? Da, ai fost mândru cu mine. Am fost mândru cu tine, că ai ocupat tot restaurantul. Nu? Păi și acum, eu sunt cât uite, malul bălții. Spre exemplu, tu acum ești tras prin inel, dar e inel de la de putină, de butoi. Ha, ce amuzant. Mamă, ce frumos miroase aici. Uite-te și tu la mine. Dar voi ați mâncat? Bă, noi am mai mâncat ceva. Am ciugulit un pic, da. Bun, atunci și atât, asta e a mea. Bă, știi că tu mă... Alegeți-vă și vreți de aici și restul lăsați în mic. Bă, păi eu mi-aleg alea trei felii de carne. Dar tu-ți alegi după ce mănâncă Tiberiu, dacă e. Îți lasă oasele. Sau îți lasă și ruspinării de la mici. Nu mă, că s-a mănâncă mult. Sau de la cârnați. Sau de la carne, dacă vrei. Ăsta îmi lasă decât scobitorile. Bun, de la ce, mici. Ce frumos miroase. Ce frumoasă este luna. Ce vorbe. Ia să mă... Da, eu avem o lună foarte frumoasă. Avem o lună. Luna, mă. Ne veghează aici pe malul apei. Nu răsărit, eu am crezut că e buldozea. Tiberiu a rămas conectat acum buldozerul. Nu mai zi de buldozer, mă, că lumea trebuie să afle de la voi. Ce ești la buldozer, da? Nu strica surpriza acum, nu-i bine. Cornel trebuie să spună asta. Spune-i, Cornele, tu dacă vrei să dai ceva din casă. Oricum, eu o să pun vlogul ăsta, cred că joi sau vineri o să-l pun. Deci... Joi sau vineri, da. Avem timp să zic. Sau-l puneți voi și-l pun eu. Dar nu da. Contează. Bă, îmi place suspansul din vlogurile lui Ghiță, să fac așa. Bă, mă simt exact ca atunci când eram mic și credeam în Moș Crăciun. Bă, oare ce se va întâmpla? Bă, serios? Bă, ești cu minte? Portocala ai fost cu minte? Da, am fost cu minte. Da, deci, Cornel, dacă vrea să vă spună ceva, bine, dacă nu, iar bine, nu știu. Rămâne să vadă în vlogurile noastre marea surpriză. Ar fi mare. Ar fi mult mai fain, așa. Da, mă, păi da, mă, eu chiar nu mai pot să mai intru cu mașina până la căsuța acolo, serios acum. Da, o să vedem. Acum să fie ca pe asfalt. Băi, deci nu vine să cred portocalul. Uite, deci tu când Tiberiu luminează cu lanterna să vadă luna. Că-s cam soare. Deci e foarte, foarte tare. Uite, și se vede așa pe luciu apei. Ia să vedem. Ia să vedem. Uite, vezi? Deci, dragi spectatori și telespectatori, aici avem luna. O superbitate de lună. După cum ar spune... oamenii culți, ca să vedeți că e o lună atât de frumoasă, parcă ar fi un soare mort. Da. Mă, ce comparație. Aici punem, nu? Aha. Pune așa acolo. Da. Nu pe masă. Pe bancă pune. Nu pe bancă. Dar unde? Pe mașină, mă. Da. Nu pe mașină. Dar unde? Pune așa. Pune alea. Ok. Dar vezi că o să te ardă. Bă, cine mă punea Cornel niciodată? Bă, te arzi, mă. Aia da, așa da. Știe nea Cornel, ce bă, băiatule, bă. Acum numai trebuie să ne încălzăm. Bă, nu știu cum nimerește cuțitul ăsta, bă, eu de fiecare dată. Bă, stai poate jos și ne dai încăpățe. Ia cu minte, băi, stai cu minte că sari, dacă nu sari cuțitul. Stai cu minte. Ia, bă, ia. Ia! Nila, și unii e bun cum o sărit. Dacă stăteam acolo, intra. Dar mai avem nevoie de cuțitul ăla, ești conștient, nu? Nu, mai hai să dau și-l un pic și o dată. Bă, stai-mă cu minte.
Eu s-o uită în sus, băi. Vine căruța din sus, băi. Uite, bă, așa când îi dăm capa aici, stau. Nu, ia, fii atent. Sari în ochi. Lasă-l, ce stă-i stăt! Gata, lasă-l, gata. Nu, nimeresc. Ia de Cornele. Da, Cornele. Ia. Da. Lasă că-l nimeresc acum, uite. Ia. A nimerit, băi! Nea, Cornel! Băi, ești nebun! A nimerit, băi! Hai să ne înșingem aici, să mai lăsăm o jumătate de oră să, să rășească. Să fie, să fie treabă, du-te și ia pâinile. Vreți cu pâine? Da. Hai. Deci, asta o să fie cel mai sincer, bă, fraților, niciodată nu ne-ați văzut așa. Portocală oprisă filmarea, că era frică că rămâne nemâncat. Bă, ăștia mănâncă tot, până eu filmez și ăștia mănâncă, ce mie nu-mi convine. Ia, ia. Ce s-a gândit el să oprească? Nu mă uitam, nu filmează nimeni. Găsesc acolo portocale, dar nu filmez, că nu. Dar zice, dar voi mâncați și eu filmez? Uite, fiecare să-și pună câte o bucățică de asta așa, cu pâine și gata. Da, uite, eu îmi pun o bucățică. Eu am un mic și o jumătate de cârnat să mor. Da, am pus eu. Eu îmi pun o, mie mi-ajunge asta. Atât ajunge pe ziua, dar azi eu mă mențin. Dar ce-ai pus acolo? Pâine? Da, eu știu, portocală, cred. Portocală? Nu. Tu ia mâncața și gura, ia și filmează, până terminăm noi de mâncare și după aia filmăm noi. Mhm. Uh-huh. Înțelegi? Și după aia filmați voi și mănânc eu. Da, mă. Nu așa? Da, cum aia e fi. Asta era și ideea. Hai, mă, dar ți-e foame? Ba, nu. Nu, mă, uite, n-ai mâncare în mână. Da, mă. Nu, ia să vedem. E bună, mă. Ia miroasă. Cu bunătate. De grătar. Bă, dar vreau și eu să mănânc, bă. Voi mă țineți nemâncat? Nu mă te ținem, Jai. Termin eu și îți dau după. Da. Fraților, revenim după ce mâncăm, pentru că nu mai putem să mai vorbim. Bă, asta o să trească să o tai, ca să nu se vadă, că se uită ăștia la clip. E o blană, ce pas cu asta blana asta? Bă, fraților, noi că suntem aici, am pus pe foc, este un frig afară de puh, nu vă, de nu vă imaginați cum este. Gheață, furtunul. Îngheață furtunul de la mașina de spălat. Fraților, vă lăsăm. Bă, dar cât ai prins? Ai prins ceva până la urmă? Bă, tu n-ai fost aici, n-ai văzut, că n-a tras deloc până acum. Bă, hai să facem și noi un pic de ordine pe asta, să stăm și noi pe băncuța aici, frumos. Eu mă duc să-mi iau geaca pe mine. Du-te și ia-și geaca pe tine. Hai să ne facem comuze aici, pentru că... Aolo, portocală. Fraților, vă lăsăm, revenim dimineață. Să sperăm că prindem ceva, nu? Da, prindem. Ia uite-l, mă, s-a schimbat, mă. Bă, da, tu zici că vii la discotecă când vii la pește. Ce geacă și-a luat pe ele? Ia uite, bă, ce geacă și-a luat, băi. Vorbește, bă, da. Gata, fraților, ne vedem dimineață cu capturi. Da, ne vedem cu capturi dimineață, nu? Da, cu capturi. Revenim. Bună dimineața, fraților! Dane, te-ai trezit, mă? Băi, ne-am trezit cu un răsărit, după cum ați văzut acum câteva secunde, superb! Bă, fraților, s-a schimbat puțin treaba de azi noapte, pe la 1 și ceva s-a evit o problemă, a trebuit să ajungem la București, băieții încă sunt la mine, Tiberiu și Cornel. Noi am venit, ia uite mă ce sare acolo, ăla ai văzut? Da, mă, da, trebuia să dăm ceva mai aproape de mal, eu am zis. Trebuia să dăm cu niște bolovan ceva. Noi suntem încă la pește, a venit și Dan între timp, am schimbat și locul de pesc. Ne-am mutat de acolo pentru că ne-a zis cineva că, ia uite și tu ce bine stă bărcuța asta aici. Ne-a zis cineva că aici ar mânca mult mai bine. Acum sperăm să avem și ceva drill-uri pe vlog, așa că așteptăm marea captură. Să fie, Doamne ajută. Nu? Fir întins. Și arată și parcă mult mai bine aici. Da, e mult mai curat. E mult mai curat și mult mai... Mai mult spațiu. Mai mult spațiu. Decât am băgat-o și i-a aruncat-o la bot, practic,
acest băiat uimitor în ale pescuitului, senzațional, de norocos. Zi Dan, știi ceva la cameră? Da. Incredibil. Bă, da, mă, că am duce în partea aia, bă. În care? În aia, în capul strușului. Oare de dragă, mă. Păi da, orice pește, frate, așa e, nu știi? Deci e bine că s-a pus pe el. Deci nu-mi vine să cred. Incredibil. Ia uite. Deci l-a activat soarele, rău de tot, mă. Mă, băiatule, mă. A, ușure, lași. Tot ca ăla-i. Băi, fraților, și-am luat aici un ciortan frumos, ce-i drept. Cred că la vreo 2 kg și un pic, să zicem, cel mult. Ceea ce deplinesc un portocal, o dorință, că zicea că nu-i vedem culoarea. A văzut culoarea? Am mai luat înainte unul. Am mai luat și portocală și unuț. De fapt, ăsta l-am luat azi noapte. Da. Și nici n-am mai băgat, l-am lăsat așa. Ăsta e la, a intrat la viermuș, ăsta a intrat la boabe, la nu știu ce, la boabele minune pe care le avem noi aici. Băi, deci ia uzi. Ce poate să fie mai frumos, mă, să te trezești așa cu răsăritul ăsta, cu cocostârcile astea sau ce sunt astea, să ia uite cum vin astea de aici. Uite, vin în stol așa. Ia fii atent. Vin în V. A, uite cât de frumos. Ce vorbe? Ce vorbe, jo? Vin în V. De la portocal. Da, ui, i-am văzut și noi culoarea, sunt mulțumit acum. Da, păi ce, după ce l-am scos, portocalul mi-l dai și îl țin și eu așa în mână. Ia, uite, da. Ține-l de dimineață așa. Și mi l-a dat după ce l-a scos sus de tot. Păi, mai stam, n-am mai apucat să mai filmez, că aveam telefonul prin mașină. Portocalul era după somn, în loc să fie aici pe poziție, că el zicea că el nu doarme niciodată la pește, a dormit. Da, m-a furat somnul de la 6 și un pic. Seara? Nu, de dimineață acum, de la 6 și un pic și acum e 7 și un pic. Da, mă, ia. Și dormeau și... Ia portocalea, ține-te de telefonul ăsta, să-l iau în mână așa ca să... Am dormit în post. Să-i fac și o poză aici, ca să vadă oamenii aici. Să vadă adevărata captură, pentru că... Dacă nu veneam eu și nu asta... Ha? Ia uite. Da, vezi, frumos, poți, stai. Să faci poză acolo, stai să fac poză. Așa. Ia uite, poți să-i bag și un deget în gură dacă vrei. Ha? Da. Sau uite aici, băi, uite aici ca să se vadă răsăritul. Da, mai în spate. Așa. Să se vadă cu lansete cu tot. Portocală, fii fotograf profesionist. Uite, mai da, da. Vezi că îți intră beton la spate în ochi. Așa. Mi-intră, da. Sau facem așa cum fac pescare ăștia. Să pară mai mare. Și îl împinge în față, știi? Îmi zici cum să-l pun așa ca să pară mai mare. Da, e perfect. E bine? E perfect. Păi ca să eu să mă fac așa, să țin. Dar spune-mi aici cu lansetele și cu toată aparatura din spate. Să-ți bate mâna din buzunar că-ți mănâncă unghiile. Buzunarul? Gata? Da. Perfect. Din păcate, nu putem să-i dăm drumul că avem o poftă de mămăligă cu usturoi. Cu pește prăjit. Da, e de dimensiunea potrivită spre reținere. E de dimensiunea potrivită de a intra la burtă, știi? Exact. Gata, fraților, ce să mai lăsăm dimensiuni, lăsăm ăstea, trebuia să-l punem și noi. Oh, ușor, băiatul, tu te agita așa că te agiți degeaba, oricum atigai, mergi. Trebuia saltea de primire. N-am mai stat să scoatem nici saltea de primire. Noi suntem pescari amatori, ca să înțelegeți, nu suntem profesioniști. Ia uite, mă, ce mă? Ia uite-te și tu cât de frumos este răsăritul ăsta. Un răsărit corect. Încă doarme. Da, sunt puțin bulversat, mi-e și drag, mi-e și... Am văzut culoarea crapului pe 2021. Să lăsăm vorba la o parte. Toate lansetele acum scoase, băgate din nou. Pentru că mai avem șase să mai luăm vreo 2-3. Dacă luăm 2-3 e perfect, zic eu, pentru vremea asta, pentru... E foarte frig, ia. Și din cauza că este foarte frig afară, nici nu prea pune gura. Eu zic că dacă mai luăm vreo 2-3 să ne cam mulțumim. Da. Gata, hai. Și iarna e frig. Și iarna nu-i ca vara, zicea Bosescu, nu? Hai. Bă, fraților, noi ne-am apucat, am strâns aici grătar, lansete, tot ce trebuie. Eu m-am cam plictisit puțin de la soarele ăsta. Mai degrabă m-a blegit de tot așa.
Mai avem bărcuța, mai avem masă, scaune, ce mai este pe aici. Nu călca, nu călca, nu călca. Portocală. Portocală ce ai, mă? Portocală. Re... Deci nu portocală, nu-i mai spuneți de acum portocală, îi spuneți regele șaman. Da, regele șaman. Exact, care știe niște brăci dintre alea cu legământ, cu, cu genunchi de cârtiță fumată și cu ce mai era, mă? Tot ce trebuie. Cu tot ce trebuie. Dacă v-a făcut trei incantații dintre alea, să termină șmecheria. Bă, fraților, ne ducem acasă. Băieții sunt acasă. Ce să vă zic, dacă mai vedeți vloguri de la pescuit de aici, lăsați și voi un comentariu, un like. Noi vă pupăm. Și în curând, zilele următoare, cred că de luni, mai exact, vom pleca în țară. Așa că ne auzim cât de curând. Nu uitați să vă abonați, să dați un comentariu, să dați un like acolo și ce vreți voi. Spuneți-vă părerea, vă pupăm. Rapa!